Salutare, oameni buni! Și după cum puteți vedea, suntem la un nou joc, o nouă serie, și anume Grand Theft Auto 5, 5 sau GTA 5, care, da, mi l-am cumpărat și eu, nu cum spunea unii dintre voi ieri pe la comentarii un clipul de Minecraft. Hă, Andy n-are PC să joc GTA 5. Hă, Andy n-are bani să-și cumpere GTA 5. Și toate căcaturile astea. Sper totuși să se audă jocul ăsta mult mai tare decât mine. Pentru că l-am foarte tare să se audă în căști. Pentru că așa trebuie. Stați să văd dacă am aici la settings, la audio. Mă, e ok, deci ar trebui să se audă bine. Și da, avem și noi GTA 5 într-un finally end. Din păcate am fost plecat vreo 2 zile, n-am putut să-i dau. Am dat stat aseară, am lăsat aseară calculatorul toată noaptea aprins ca să se descarce. Ok, hai că vin, gata, oh, nu mă mai stresați atâta. Nu vreau nimic decât bani. O tot și pe aia. Stai așa o secundă să treacă acțiunea. Am făcut odată toată chestiuța asta. Pentru că a trebuit să vă verific câteva chestii. Ah, ok. Hai. Și tu, bă. Hai, bă, grăsuțule, hai. Hai. Hai, mișcă, mișcă, că trag în tine. Hop, hop, Gangnam Style, hop, 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 hop. Ok. Trebuie să sun? Apasă peste asta. A, bun. Așa, și a trebuit să îl descarc, l-am descărcat acum, dar acum altă problemă, frate. Într-o jumătate de oră eu trebuie să plec la Timișoara. Și, fuck it up, iar nu o să pot să-l joc și iar o să rămân în urmă cu el și iar o să începe să urlați pe mine. Hai să mergem aici, să facem misiunea asta de shit. Show me the money! Dar eu nu vreau încet, vreau să merg repede, hai. Collect the cash. Ia uite banii. Take. 1. Bă, dar câți luam în total? Decât 178.000 de dolari? Atât? Păi asta înseamnă puțin. Ia uite pe ăsta. Da? Așa, ia să vedem. Poc! Ok, era să-l mănânce pe ăsta. Hai să mergem, hai mai largă. Yay! Așa, și acum get cover. Press Q to get cover aici, hop! Fugi, 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 fugi. El pus acolo și gata. Bue, blu! Hai. Opa, vine poliția! Vine poliția! Poliția! Hai, fraierilor! Ce headshot-uri le dau fraierilor ăstora, frate? Care ești? Stine legea așa, mă joc! Fraiere! Am, hai! Fraierilor, voi cu mine vă puneți, o nenorociți micuți și ghieși ce sunteți. Hai, mă, fraierilor! Uaa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 
Asta pot să-l controlez, nu? Hop, hop! Stai ușor. De pe ce mă pun pe ciuci? Nu știu de pe ce mă pun pe ciuci. Ce headshot i-am dat grețului. Pac, pac, pac. Mai vine niște deja. Oh, fraierii! Încarcă totul. Hop. Ia-te pe aia. Uiii! Gata. Cum am murit ăștia capetele pe volan, auziți-a? Sunetul victoriei.
F. Gata. Mamă, ce îmi pușcară pe asta. Ce nebun. Scoateți marmă de pe geam și trageți. Ok, pe ăla l-am pușcat, dar pe ăștia nu mai împușcă. Mamă. Și acum? Conduc eu? Mamă, cât de tare! Mă, ce șmechere! Marș! Uite, mamă! Ce bine cum merge mașina asta. Hai, hai, hai! Mamă! Unde e, bă? Mamă! Cât de bine se conduce mașina asta, zici că e... Mamă! S-a făcut praf mașina. You guys alright? Come on! Ditch the car, alright? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan! Come on! Care e planul? Ok, trenul ăla de ce se opri? Aaaah! Oh! Fix în hârt i-a dat! Ce s-a întâmplat? I-au prins, gata! You fuckers! You've killed Mikey, you son of a bitches! You fucking cocksuckers, așa spune-le. Bă, cât e? Aoleu, cât mai vin, bă! Trebuie să fugi, bă, grăghețule. Stai pe loc, o ia ca o statică, cred că. Ok, doar asta a scăpat, atât, pe bune vorbești. Ok, doar asta a scăpat, vorbești serios. Fuck it, how? Doar atât? De ce scăpa doar unul? Frate, suntem la mormântare, pe cine mormântează? Did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps Opa. We should not judge. We are born of sin and we die in sin. Am murit Mikey? We do not know your infinite mysteries, but we know. Mă, cine vorbește? Bă, eu filmez, bă! Doamne! Ok. Căștia și-a plecat la un nimica. De ce trebuie tot timpul să intervine cineva care să-mi strice totul? N-ai văzut, bă, n-ai văzut. Bă, ăsta cine e? Your son, James. A? He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you?
Sunt la psiholog? Cine asta? I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid. Stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Asta e Mikey, mă. Dar cum a murit? Că l-am pușcat pe aici, undeva, cum a scăpat. Deci ăsta e Mikey, ăla blondul cred că a murit. Think that's all we have time for. The same time next week? Okay. I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. No? Embrace it. Okay. Whatever you say, Doc. Ah, era la psiholog, exact cum am zis. Mamă, bă, ce pui mea are, bă? Trebuie să iau un cooler pentru procesor. De-aia face așa. Sunt și o prostuț. De ce mașinuță rășim acum cât de robotic și drăguț conduce la mașina? Da. Dave Copper, Bă, ăsta e la fel ca Vice City, ca San Andreas, în pui mei. De ce se încarcă așa de greu? What the fuck, frate? Oh, oprește-te. Justinele, tu stai pe spatele meu? Ce căcate asta? Mamă, cum se vede, să-mi bag piciorul gras. Trebuie să mă bag să fac niște sudări, stați un pic. Ok, oameni buni, avem ceva. Trebuie să plec și absolut timp deloc să mai filmez și continuarea. Trebuie să dau și un restart la Windows pentru că cred că am luat ceva virus și nu mai merge bine nici Dying Light, nu mai merge bine aproape nimic. Trebuie să-mi cumpăr un curier la procesor și deci, din păcate, trebuie să închidem acest episod aici până fac toate astea care cred că ar trebui să dureze mai puțin de o zi, afară de cooler că ăla trebuie să vină mai greu. Dar asta este, trebuie să și plec. Îmi cer scuze pentru că Justin a stat până acum acolo, nici măcar nu l-am văzut. Of, Doamne. L-am văzut când a intrat în cameră, dar nu am văzut că s-a pus fix acolo, frate. Cum s-a pus tocmai acolo? De unde se vede? Am zis când vine la mine în cameră. Ia-ți un scaun și pune-te aici. Aici nu te vede nimeni. Degeaba. Deci, da. Cam atât cu acest episod. Lăsați și voi un like și o să continuăm și toate prostiile. Deci, dacă vă place, asta este. Dacă nu vă place, iarăși asta este. Lăsați un comentariu și noi, desigur, ne vedem data viitoare când toate problemele o să fie rezolvate. Da. Pup, pa.